Salutare și bine ai revenit la încă un episod de Q&A. De data asta, ne uităm la analiză pe Raytheon, CleanSpark și Oracle, plus multe altele. Așa că, hai să vedem. Dacă te uiți la acest video, clar te interesează investițiile. E bine, dacă n-ai fost până acum, absolut te încurajez să te înscrii la cursul nostru gratuit, link în descriere. Păi bun, hai să vedem prima întrebare. De la Demn. Salut, ce părere ai despre Raytheon Technologies, RTX? Mersi. Raytheon este o firmă de armament. Destul de mare. 150 de miliarde, ceva de genul. Așa că hai să vedem. Da, capitalizare 157 de miliarde. Deci foarte mare, ceea ce ne place. Dacă ne uităm mai exact... produse Raytheon, numai ca să-ți faci ideea. Rachete, totul de senzori, na, armament serios. Deci, produse Raytheon se folosesc în Ucraina, de exemplu. Na, bun. Ne interesează datele financiare. Deci, acum 10 ani, vânzări 5-7 de miliarde. După aia 56, 57, 59, 34, 45. Așa, deci nu-i creștere. Bun, după aia 56, 64 de miliarde, 21, după aia 67 și 68. Ok. În ultimii 10 ani, creștere foarte lentă, poate chiar sub inflație. Deci, eu fiu matur asta ideea. Fac lejer 1 miliard pe săptămână în vânzare, ceea ce e impresionant. Era un video unde vizualiza cum arată diferite sume. Deci, începând cu o bancnotă de 100 de dolari, dacă ai așa un tank, ăla e 10.000 de dolari. Dacă umpli o servietă, știi, ca și în filme, că e o geantă de bani, ăla e 1 milion. După aia, dacă ai un palet, gen un metru cub de bani, ăla e 100 de milioane și 10 paleți, atunci e 1 miliard. Practic, un tir de bani. Are vânzări în fiecare săptămână, ce e impresionant. Profit net, acum 10 ani 6 miliarde, acum 5 ani 5 miliarde, am trecut 3 miliarde. Ugh, ce este în scădere. Ok, n-arată prea bine. Dacă îi să investești, deci n-ar fi ca și firmă growth, eventual ca și firmă blue chip, dacă desigur te lasă sufletul să investești în bombe. Hey, Palmer Luckey, care a fondat firma Oculus, știa de ochelari, care a fost cumpărat de Facebook, mai recent, mă rog, de câțiva ani, a fondat compania Anduril, nu o să vă arăt ce aia, Anduril. Deci, în esență, este o firmă de armament, dar modernă, ca și un startup de tehnologie. Foarte eficient, se mișcă rapid. Na. Deci, el are o abordare drastic diferită. Firma Anduril încă pierde bani. Dar în loc să facă ca și RTX un număr mic de produse foarte, foarte scumpe, face un număr mare de produse ieftine care sunt ușor de înlocuit. Unii au această problemă cu a lucra sau a investi în firme de armament. Zice, hai să înarmăm pe NATO cu pistole de apă și să vedem câtă pace avem în lume. Deci, clar sunt oameni violenți. Ok. Dacă o țară nu este capabilă să se apere prin mai multă violență, atunci o să fie atacați. Ok. Asta este un motiv pentru care America a prosperat așa de mult. Pentru că geografic este fantastic poziționată. Deci, protejată de două oceane gigantice, e expusă doar la Canada și Mexic, care nu e așa mare amenințare. Versus, na, cum e Ucraina, la graniță cu Rusia. Și este mai ușor ca Rusia să invadeze Ucraina decât să invadeze SUA. Bun. La dividende, totuși, sunt curios. Dacă dă ceva dividende, deci ne uităm pe ultimii 10 ani, 0,59 de dolari pe acțiune, apoi 0,64, 0,66, 0,7, 0,73, opa, 0,47, deci l-a scăzut, ceea ce nu-mi place.
Na bun. Deci, nu-i, nu-i firmă growth, nu-i de dividende. Hai să vedem ce e atunci. Ne uităm la multiplu. Dăm așa, păi... Dăm PE. Deci nu o să arată bine. Dar, vedem. Ultimii 5 ani, cum ziceam, nu arată bine. 71. Ăla e foarte mult. Dacă intru pe TradingView, deci pentru o firmă care e în declin, practic, nu crește, termen de profituri, tare nu e ok. Acțiunile, măi, e ăsta maxim istoric, și anume să pun pe, a pun pe weekly. Ok, văd că e de foarte mult timp pe piață, hai că merg mai mult înapoi, pun pe grafic monthly. Ok, e la bursă din 68. Când s-a listat RTX la bursă, încă nici nu s-a ajuns pe lună. Ok, deci e impresionant. Pe atunci era pe la $1, acum e 118. Deci, de 100 de ori creștere în 50 și ceva de ani. Mă rog. Da, deci acțiunile sunt foarte sus, chiar dacă profiturile sunt în scădere. Da, arată bine. Da, eu... Mă rog, personal n-aș pune, dar fiecare face ce vrea. E bun. Următoarea întrebare de la CodeTherapy978. Bună, Richard. Semeni cu un rege englez din secolele trecute. Păi, Richard Inima de Leu a fost rege englez de acum 1000 de ani. Așa? Da. Richard Lionheart. Ok. Ai putea face analiză pe Palantir și Ocular Therapeutics. În stația actuală, sigur. Palantir a făcut deja, deci nu repet. Uite-te la episodul anterior. Dar Ocular Therapeutics, asta e una nouă, nu o cunosc. Să vedem, capitalizare 1,4 miliarde. Preț 9-11. Ok. Deci e foarte mică, ceea ce nu-mi place. Cu ce se ocupa, să vedem. Așa, biopharma, așa, ok, pentru chestii legate de ochi, ok, bun, vânzări, acum 10 ani, 0,8 milioane, în milioane, așa, da, în milioane, deci acum 10 ani, practic, n-avea deloc vânzări, acum 5 ani, 4 milioane, și anul trecut, 5,8, deci ok, văd că se dezvoltă, deci își dau seama cum să facă bani. Da, e foarte puțin. 58 de milioane pentru capitalizare de 1,4 miliarde. Este absolut ridicol de scump. Și stai să văd. Pun pereu că pierde bani, nu-i așa? Hai să vedem. Corect. Pierde bani în fiecare an din ultimii 10 ani. Deci, ce tot zic și văd că... Bă, că nu înțelegeți, da. Trebuie să repet. Pentru începători și intermediari și pentru majoritatea, dacă aveți o companie sub 10 miliarde care este neprofitabilă, riscul este foarte, foarte mare. În principal, n-ar trebui ce să cauți. N-ai ce să cauți cu asemenea de companie. Da. Deci, risk-reward-ul mai bun la Microsoft decât la compania asta. Este speculativ. Este mult, mult prea risc. Ca să-ți dai seama cu adevărat care e risk-reward-ul. Trebuie cantitate ridicolă de cercetare. Și atunci dacă vezi că, ok, îi bun risk-reward-ul, pentru că e așa de mare riscul, doar un foarte mic procent din portofoliu poți să pui. Câteva procente. Păi, numai bine te concentrezi pe companii de mai mare calitate, unde liniștit poți să pui o poziție mai semnificativă, nu 2% din portofoliu. Nici nu mă uit la evaluare. Da, pentru că e clar. Da, bun. Următoarea întrebare de la Dobrescu Mail. Salut. Te urmăresc de ceva timp cu interes și faci o treabă excelentă. Mersi. Te rog, analiză pe Oracle și Garmin. Oracle și Garmin. Ok. Hai să vedem. Oracle. Apropo. Richest people in the world. Deci dacă nu uităm la cei mai bogați oameni din lume, ce vedem?
Locul 2 Elon cu Tesla și SpaceX, locul 2 Jeff Bezos cu Amazon, locul 3 Bernard Arnault cu Louis Vuitton, Zuck cu Facebook și Larry Ellison. Vă știți pe Larry Ellison? Asta e fondatorul Oracle. Avere 172 miliarde. Deci e acolo sus, chiar că nu e foarte cunoscută compania, face în principal software business to business. No, bun. Care e faza cu Oracle? Capitalizarea 380 de miliarde, deci gigantică, excelent. Date financiare, deci asta deja intră în categoria blue chip. Vânzări acum 10 ani, 38 de miliarde, cu 5 ani 39, am trecut 52. Deci creștere, dar lentă. No, e firmă matură. Profit, hai să vedem. Acum 10 ani 9 miliarde, cu 5 ani 10, anul trecut 10. Ok, deci stagnează. Bun. Multiplu, evaluare. PE. Așa. Așa. 37. Și e în creștere. Deci minimul a fost ultimii 5 ani. În pandemie, desigur, a fost cât 13 sau chiar mai jos pe acolo. Iar evident, foarte, foarte bine. Acum e 37. Pic cam scump. E cam optimistă piața legat de compania asta. Și la maxim istoric. Deci, nu că e firmă nașpa, dar contează la ce preț cumperi. N-ar strica, este graficul săptămânal. Deci, de ce tot insist cu media mobilă de 200 de săptămâni? Păi, uite-te, ultima oră când a fost sub medie, era la 65. Dacă cumpărai atunci, în septembrie 2022, deci, mă rog, acum 2 ani, acum 139, ți-ai fi dublat bani în 2 ani, ai 40% pe an. E fantastic. Da. Aș zice că e puțin probabil să se dubleze iar în următorii 2 ani. E cu siguranță mai puțin probabil decât acum 2 ani să dubleze. Da. Măcar, uite, poți să mergi pe daily, fata ce gap-uri are, adică, nu? Măcar să o cumpere când e sub media de 200 de zile. Da, să-ți dea un pic de marge de siguranță. Dar, în esență, asta e concluzia. E o companie bună, dar cam scumpă. So. Bun, și hai să ne uităm ultima întrebare. Așa, de la Academia de Construcții WPS 6370. Rog, o analiză pe CleanSpark. Mulțumesc. Sigur. Nu știu care e simbolul. CleanSpark. CLSK. Poate m-am uitat în trecut. Parcă. Multe companii am analizat. La vremea mea. Pe acest canal de YouTube. Ok. Capitalizare 3 miliarde. Deci mică. Nu-mi place din start. Și ce fac? Minează Bitcoin. Ok. Dată financiară. Acum 10 ani nimica. Acum 5 ani 4 milioane. Anul trecut 168 de milioane. Fantastic. Creșterea astronomică. Estimez că pierd bani. Ok. Bine am estimat. Bine am estimat. Exact. Ce, vezi ce intuiție am. Extraordinar. Pierd bani. Te rog, repetă după mine. Firmă sub 10 miliarde care pierde bani este foarte, foarte riscantă. Deci, dacă vrei expunere cripto, să cumperi Bitcoin este mult mai mic riscul decât compania asta CleanSpark. Ok? Minerii vin și pleacă. Bitcoin este mult mai stabil. Nu mă uit mai mult, deci nu știu ce e așa complicat să înțelegeți. Cu cât este mai mare companie, cu atât este mai stabilă, plus profitabilitatea. Deci, astea două reguli o să vă scutească de foarte multe putere de cap. Da. Plus, după ce investești, ce am zis, cea mai importantă decizie e cât de mult cumperi. Trebuie să fie proporțional. Mă rog, trebuie. Eu așa prefer.
să investesc proporțional comparat cu capitalizarea. Da? Deci dacă am Nvidia și AMD în portofoliu și Nvidia e de 9 ori mai mare decât AMD, păi am de 9 ori mai mult în Nvidia decât AMD. Ok. Nu fă asta mai complicat decât trebuie să fie. Ok? De bun. Atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizualizare. Dacă mai ai și alte întrebări, te rog, lasă un comentariu. De asemenea, te invit să vii la cursul nostru gratuit, 3 zile pe Zoom, hei, gratis. Ce ai de pierdut? Oamenii sunt foarte încântați după ce vine. Link în descriere. De asemenea, nu uita să te abonezi, pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și pe curând!